Bună, dragilor, și bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Tina și haideți să facem împreună mere umplute cu nuci și scorțișoară la cuptor. Avem nevoie de următoarele ingrediente: 8 mere mari, 3 linguri cu nuci tăiate mare, 4 linguri cu dulceață, eu am folosit de vișine, 2 linguri cu stafide, o linguriță cu scorțișoară, 30 de grame de unt și zeamă de lămâie. Merele coapte sunt unul dintre cele mai simple deserturi, dar aromat și cu parfumul copilăriei. Mai întâi încălzim cuptorul. Tăiem un capac de cam un centimetru în dreptul codiței fiecărui măr și cu un cuțit sau cu o linguriță scoatem miezul și semințele din interiorul merelor cât să rămână un perete de cam un centimetru și lăsând baza intactă. Avem grijă pentru că nu trebuie să rupem sau să spargem merele. Le stropim imediat cu zeamă de lămâie pentru a nu se oxida. Apoi începem să le umplem. Punem în fiecare câteva nuci, cam o jumătate de linguriță cu dulceață, din nou nuci, câteva stafide, apoi iarăși dulceață și în final câteva nuci, apăsându-le ușor. Punem deasupra fiecărui măr câte un cubuleț de unt și presărăm scorțișoară măcinată. Umplem la fel toate merele. Le puteți umple și cu fructe uscate, curmale sau caise, fructe de pădure, pistic, caju, migdale, bucățele de ciocolată, puse în ce ordine doriți. Le așezăm într-o tavă în care am pus hârtie de copt și le punem în cuptorul încălzit la 170 de grade pentru 20-30 de minute, cât merele coapte să devină ușor moi. Sunt minunate și călduțe, dar și reci, simple, cu zahăr pudră presărat deasupra, un moț de frișcă, o lingură cu înghețată sau sos de vanilie. Sper să vă fie de folos, să le încercați și vă aștept să-mi spuneți dacă v-au plăcut. Poftă bună, dragilor! Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube pentru a vedea ce se mai întâmplă în bucătăria mea și unde vă aștept comentariile, întrebările și sfaturile. Ne vedem și pe Facebook și pe Instagram cu rețeta zilei. Spor la bucătărit!